A urcat scările cu tot cu mașină și a ajuns până în pragul unei case. Este vorba despre un șofer din capitală care a vrut să treacă la culoarea roșie a semaforului, însă a fost proiectat pe scările unei clădiri după un accident produs în această dimineață la intersecția străzilor Alexandru Pușkin și Mihail Cogălnicianu. Potrivit poliției, cazul a avut loc cu implicarea unui automobil Renault și a unui Volkswagen. În urma impactului, cel din urmă a fost proiectat pe trotuar, tamponându-se în scările unui imobil. În acest caz, nimeni nu a avut de suferit, dar mașinile vor avea nevoie de reparație. Poliția urmează să stabilească cine dintre șoferii de 28 și 30 de ani se face vinovat, dar și sancțiunea pentru acesta.